Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod, fraților, de Sam. Bă, mâine, adică probabil când voi vedeți videoclipul deja sunt plecat. Plec la mare, fraților, bă, probabil o să fac câte un vlog. Habar nu am, chiar nu mă întrebați că nu știu dacă o să fac vloguri. Probabil, nu știu, câte un vlog la două zile de la mare. Da, pula mea, oricum, o să încerc să filmez mai multe episoade de Sam acum. Adică, na, o să încerc acum cât e 22 și 18, mâine la 1 sunt plecat. Ce să faci? Și vin prin 6-7 august, habar nu am, sper să vin prin 6-7 august, adică la ce surpriză am de la IMEI că zic că vin în 6 august și după aia mă trezesc că mai facem încă 3 ture de România și ajungem prin 23, n-am ce să-i zic eu, na, pui mei. Bă, eu oricum cu facțiunea, adică mi-am făcut raportul pe săptămâna asta. Săptămâna viitoare dau un inactivity request și ar trebui să ajung cam prin săptămâna viitoare, cum ar veni, adică, mă rog, peste două săptămâni ar trebui să ajung, deci practic mi-ajunge. Acum să nu avem niciun mit, dar așa de la hotel aș putea să intru pe laptop, gen dacă avem vreo ședință sau ceva, știi? Deci n-ar fi mare problemă să zici că, a, m-am dus pe acolo, da. A, de fapt nu m-am dus, că pot să urc pe aici, drecu. Ai, boss, urcă-te. Urcă-te, nu mă părăsi, hai, știu că poți să te urci, uai, nu spune că nu urcă. Uai, nu urcă, ești nebun. Stai că trebuie, mă, să urci, ești nebun, doar INRG. Urcă! Hai, mă, că a urcat, da, 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 a urcat, a urcat, bă, oricum, nu poți să zici că e imposibil, deci urcă. Adică, nu, trebuie să-ți ia avânt, în niciun caz, așa. Sau așa, nu, nu, bă, da, uite. Da, bine, mă. Da. Nu știu ce o să te fac în acest episod, am bindul de licențe, da, am bindul de licențe. Probabil o să dau o licență, două, dacă nu există pomană, există doar bonus, astăzi nu s-a dat bonusul. Bă, nu știu, a scăzut un pic bizonul, acum are 504 player, da, așa, în general, zic, că a scăzut. Bizonul, adică avea înainte și 1000 dintr-o 1000, frate, acum are maxim 800 din 1000. Bine, au scăzut cam toate serverele, frate. Unii s-au dus pe Ruby, unii s-au dus pe alte jocuri, nu mai joacă Sam, știi? Adică, sau unii, majoritatea s-au lăsat de Sam, frate. Nu știu, unii ceva de genul, frate, ce Sam în 2017, bă, joci ce joc îți place, nu joci neapărat pentru grafic, joci pentru gameplay și mie chiar gameplay îmi place de la Sam, știi? Acum, nu știu, frate, dacă sunteți aici pe video și mă întrebați, frate, să mă apuc, să nu mă apuc de Sam, eu zic să mă apucați, că e super șmecher jocul, adică, eu joc foarte mult, adică ia câte ori am acum. 392 de ore, adică, na, bine, contul ăsta nu știu ce cont am și conturi cu 1000 de ore, frate, și am pe Steam în total unde era, uite, 1934 de ore, frate, am în Samp. Și am avut, înainte să-mi cumpăr Samp-ul pe Steam, adică anul trecut, aveam Samp-ul cracat, deci mai am acolo ore multe. Adică eu joc Samp din 2009, naiba, l-am avut cracat câți ani? Hai să calculăm. Și anul trecut mi-am luat. Bine, nu chiar anul trecut, de fapt prin 2015 mi-am luat Sampo pe Steam. Prin decembrie 2015, cred. Sau nu mai țin minte exact. Mă rog, practic am 6-7 ani de Sam Craca, frate. Gândiți-vă. Deci, serios, acum, în 6-7 ani, dacă într-un an am făcut 1000 de ore, câte ore credeți că am făcut în Sam în 6-7 ani, frate? Serios. Deci, nu știu, nu joci pentru gameplay, nu joci, adică așa pentru grafică nicio, dacă ar fi să mai iau doar jocurile după grafică, nu m-aș juca nicio Samp, că n-are, bine, eu am moduri, adică na, nu e chiar grafica de Samp, știi? Adică, uite, sunt străzi HD, skin-urile, nu toate, uite, de exemplu, ăsta nu e HD skin, nu vezi? Dar, ce skin 3, nici ăsta, ba da, ăsta e HD, adică e diferit față de la normal, 195, nu e HD, 200, noi. Nu știu, frate, eu v-am zis, nu joc pentru cum arată jocul. Oricum, străzile sunt HD, motorul și astea. A, futu-s gura, mă. Ia-l, mă. Cine e ăsta de aici? Hai să-l ajut. Te ajut cu CV. Hai să-l ajutăm cu raportul. O să trec cu 101 ore. Asta e slash speed limit 101. O să trec cu 101 la oră pe lângă el ca să-mi... de amendă. Bam! Nu și-a pus, să mă urtucă, nu și-a pus ăla, frate. Hai, mă, puneți mă ăla. Puneți radarul, boss. Să te iau. Să mă iei, de fapt, ce de... Pune radarul, am zis! Ce dracu, mă? Am zis, pune radarul, ai, dar asta nu m-a... Asta n-a trecut. Am zis... Pune radarul, nu l-a pus. Hai, dă-te de repotul, speed.
Game 0. Dacă nu vrea, căsâză, frate. Bă, mă ajuce să pescuiesc un pic, asta e așa. Dai să mă duc să dau slash heal aici și mă duc să pescuiesc, frate. Asta e slash fishes. Ai 3 kg de pești. Asta știu, frate, și unde pot să le vând? Slash nu. Cum vând peștele? Slash selfishes era. Ah, ok. Deci nu mai întrebe. Nu știam exact, că n-am prea practicat această activitate de să vând pește, ce dracu. Dar o să merg la fish un pic, auzi, și să-i dă rider pe la guriță. Și cerge la guriță rider. Băi, ce faci, mă? Băi, uite, mi-a luat 100, futu-ți aragazul tău. Bine, nu că aș avea nevoie de bani, că am destul de... Ah, selfishes, na, mă rog, aia e comanda. Sunt destul de dotat și am și mașini și nu am nevoie de bani. Fac așa pentru videoclip, să mai discutăm, să stăm aici și noi, frate, facem un gameplay și discutăm. Discutăm, cum am zis, discutăm. Aia, am dat numai licențe de fish, frate, săptămâna asta. Nu, a fost un challenge pentru mine, frate. Adică m-am stat la spawn și am luat numai de aia, de level 1, 2, 3, știi? Și numai licențe ori de fly, ori de fish, frate. Mamă. A fost șmecher până la urmă, dacă te gândești. Adică nu m-am chinuit cu sailing, să-i explic la unei bayside sau... Nu m-am chinuit așa de mult, știi ce zic? You know what I think. Fish. Fish. Fish, 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 fish. Eu zic, vreau, vreau să dau fish, boss. Uai, mult durează, bă. Fish. Cum nu-ți mă sună de pescuit? Bă, ai prins un biban, boy, lasă-mă. Cât costă un pește? Eu sunt curios cât costă, frate. Ai prins un boy, lasă-mă. Ai, nu, eu nu te cred dacă îmi zici că am prins un bine, o să mă să și vând. Așa, mi-e plac, frate, sistemele de pe bizon. Nu-i zic, frate, baghet care mai mulți playeri, baghet dar e ce mai mulți playeri, frate, nu, ai prins un rechin, hai, lasă-mă, frate. Eu am jucat și am jucat, cred că, pe toate serverele din România astea populare, că doar nu joc pe server de fantomă de la prunci de 11 ani care spamează, da, se simte, nu știu dacă se uită la videoclipă, ești mai interesează, sper să nu se uită, adică așa autist, chiar nu vreau să se uită la videoclipurile mele. Era, frate, un tip pe Samp România, un server de vreo 50k de membri, care posta ca disperat, frate, vreo 50 de posturi pe oră cu serverul RPG Extreme, nu știu cum. Mă, pișeam aș pe serverul tău, frate, lua mie pula în gură. Serios, chiar nu-mi plac, frate, autiștii ăștia care spamează așa ca disperați. Serios, eu dacă ai fi pus doar la serverul aș fi văzut, frate, crede-mă. Nu trebuie să spamezi ca ultimul distrus și disperat și rupt în gură de foame de... Parcă serverul ăla, frate, să moară familia mea, cred că e genul la care, dacă ar fi să alegi să ai 1000 de player pe serverul ăla sau să moară mata, cred că alege să ai 1000 de player pe serverul ăla și să moară mata, frate, să moare, frate, așa de disperat ești, frate. Uite, frate, uite ce fac, futu-s în morții, mate. Nu, știu, pur și simplu, frate, și mă enervează ăștia care fac spam în halul ăla. Serios, cu serverele lor, auzi? Deci, eu nu înțeleg, frate, ce pe mie, faci un server bine, dar nu spamezi pe grup. Poate eu, uite, am intrat pe grupul ăla să văd ce mai e pe acolo, nu să-ți văd ție serverul de căcat, știi? Probabil, dacă nu făceai spam, intram. Nu știu, că eu am intrat pe multe servere de astea fantomă să văd ce se mai întâmplă pe acolo, dar majoritatea erau cu copii de 11 ani, admin 6, care intrai, ziceai, frate, salut, frate, îmi dai și mie admin, aduci 15 player, da, și îți dăm admin 6, frate. Deci acolo, ăla nu-i server, frate, adminul se dă pe merit. Și după ce ai dat helper, știi? Nu știu, asta e părerea mea, adică eu dacă mai aș deschide un server, aș fi fix după regulamentul serverelor mari, adică prima dată helper, după aia admin. Și aș da un admin 6 doar la un prieten de-a meu pe care știu că pot să am, în care știu că pot să am încredere și chestii. Și nu aș fi așa de retardat, frate, să fac spam chestii. Nu, frate, fac cu o reclamă acolo și eu pe Samp România. Și aia e. Selfishes 16. Eh, pui mea să așa pentru săraci. Mai le fac și o raportul la băieții ăștia. Ah, fai. Uai, cum pot, frate, să pic în halul ăsta? Hei, FPS, mă, câte FPS-uri am. 96, a, de fapt, oricum le am în colț și de la MSI Afterburn. Da, da, dacă vă întrebați ce-s chestiile alea din colț, sunt detaliile despre PC. Adică, temperaturile și chestii, știi? Ei, am, pentru că am avut multe probleme cu PC-ul din cauza... A, au pus FPS-urile și în colț? A, am înțeles, frate, asta există HUD și dai TOC FPS? Ce, mă? A, TOC, doamne, nu HUD. Nu știu de ce arată FPS-urile acolo, încolo, dar e super șmecher că le arată.
Da, deci după cum zicea, frate, nu merită, adică nu te aștept cu nimic să faci spam. Pentru că oricum dacă postezi odată, văd majoritatea membrilor, frate, că le apar toate posturile, nu trebuie tu să spui este oră de 50 de ori să pari ultimul rupt în gură de foame, știi? Ai, coaie, ce fac, mâncați, așa. Așa se stric părerea mea, adică dacă tu vrei să spamezi, spamează ca un trist, dar eu dacă aș fi Bogdan Florea sau cine naiba e fondatorul grupului, eu aș avea grijă de toți distruși, dar să le dau gen bani permanent, adică să nu mai pot să intri cu contul ăla de Facebook, eu aș fac contul, mai încalcă regulile și de pe ăla și de pe ăla dau bani, frate. Ce? Care-i faza? Băi, coaie, mâncați așa. Băi, nasol, lasam că nu-s psihicile alea. Sau cum se măsa, se zice, ca pe GTA 5, frate. Adică în GTA 5 când dai de un căcat, ăsta zbori în sus, nu te lovești și pici. Pui mei. Bine, cam în real life e la fel ca în Samp, dar să fim serioși acum, vreau și eu stunturi. Ia, stunt! Uite, în GTA 5 aș fi zburat în sus, nu m-aș fi oprit drecu. Băi, fotostie. Ia. Ia. Da. Puuu, profesionist la stunturi, ce să mai e? Da. Pui mei, frate, eu v-am zis, o să încerc să postez cât mai multe episoade de Samp zilele astea, când o să fiu plecat. Sper că am setările făcute bune, să nu mai trebuiască să filmez încă un episod acum că am setări de căcat. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!